Noul update este chiar aici. Avem noi operatori, noul PES și multe, multe alte lucruri. Toate acestea în episodul de astăzi. Înainte de a începe, like și subscribe. Și haideți să-i dăm drumul cu videoclipul. Bun, mă, băieți, avem noul update, 1.45 este aici, tâmpină cu operatori noi. După cum vedeți aici în background, avem primul operator nou. Ce înseamnă asta? Ei bine, avem și pe CSGO skin-uri pe caractere. Am văzut că lumea este încântată pentru acest update. Bine că au adăugat acești operatori, avem noul lucky spin, după cum puteți observa. Da, trebuie să bagi bani ca să iei operatorul ăsta nou. Dar în PES avem o surpriză, așa că noi astăzi reacționăm la noul Critical PES. Ca de obicei, nu uitați să-mi spuneți părerea voastră despre acest PES și despre acest update. Apropo, am văzut că grafica la joc, deci când te joci acum, este mult, mult mai clară, mult mai bine. Avem culori, bă, chiar arată foarte bine grafica acum în jocul acesta când te joci în gameplay. Suntem pe căi bune și plus că PES-ul pare destul de diferit. Scuzați-mi vocea, puneți-mi părerea voastră despre acest PES, nota voastră. Nota și părerea mea va fi pe parcursul videoclipului, deci haideți să începem cu reacția, pentru că sunt foarte entuziasmat pentru PES-ul acesta și veți vedea imediat de ce. Bun, avem primul item de data aceasta, nu mai avem aceleași design pe arme, deci avem primul design și deja este un design mai diferit. Arată bine, arată bine, culoarea este foarte bună. Avem aici primul case free, case-ul ăsta care este foarte mișto, standard case, 100 de bănuți, și avem pe shotgun-ul acesta skin-ul care chiar foarte bine skin-ul acesta. Deci observați, avem un design mult mai diferit. Da, avem și operator gratis aici în PES. Tier 5, foarte frumos. Case gratuit, încă un case, standard case, 100 de bănuți, Vector, avem skin pe Vector, Tier 4, bă, vezi că e bun, e bun, case gratuit, încă un case, standard case, 100 de credite, da, dar totuși, stai să ne uităm puțin, deci case-ul ăsta îl știu, pe ăsta îl știu, pe ăsta, ia, pe ăsta vreau să mă uit în el, să vedem ce iteme avem, niște iteme destul de interesante, bă, mănușile astea chiar arată foarte bine, sabia asta îmi place, ia să vedem aici la Epic, ok, tier 5-urile arată fenomenal, mamă cum e AK-ul ăsta, e genial AK-ul acesta, sniper-ul 10 din 10, aici la tier 3, genial, genial, merge, merge, uuu, cum era MP5-ul ăla, dați-mi 2 secunde, bă, ia vezi MP5-ul ăsta, ia vezi design-ul ăsta, bă, chiar șmecher, eh, ăsta na, dar ăsta MP5-ul ăsta merită, merită, chiar merită, mișto case-ul ăsta, nu l-am mai văzut sau, bă, da, l-am mai văzut, dar mișto, mișto, ia să vedem, și asta e șmecher, da, tare rău de tot. Standard case, 100 de credite, avem skin PSG, bă, e interesant, interesant skin-ul ăsta PSG, n-am să vă mint, arată bine. Din nou un case gratuit, după cum puteți observa, am început și eu să mă joc, deci chiar mă joc sezonul acesta, chiar o să mă joc pentru PES. Vă recomand să vă jucați și voi pentru că merită și o să vedeți imediat de ce merită, așteptați doar puțin. Încă un case, ia să vedem ăsta ce conține, bă, ăsta are mai puține, dar vezi că e șmecher, pe ăsta nu cred că am mai văzut case-ul acesta. Bă, designer chiar șmechere, bă, vezi că la design sezonul ăsta în case-uri avem chiar iteme șmechere. Standard case, 100 de bănuți, avem skin pe M14, aici nu prea vroiam skin pe M14, mergeam un skin pe AK, să fiu sincer cu voi, sau nu știu, pe altceva, dar nu pe M14. Designul e șmecher, designul e șmecher. Poate pe o M4 mergea designul acesta, cred că ar fi mers mult mai bine pe o M4. Avem un case gratuit, încă un case pe ăsta, îl știu, da, îl știu, îl știu, îl știu. Standard case și avem piesa de rezistență, very rare, tier 5, operator absolut gratuit, deci de asta trebuie să vă jucați. Bă, ăsta o să fie OG, seamănă puțin cu cei basic, așa că nu am să vă mint, dar totuși eu vă recomand să vă jucați sezonul acesta, să cumpărați PES-ul pentru că se merită. Uite, eu de exemplu n-am credite să-l cumpăr, din păcate că l-aș fi cumpărat, chiar îmi place PES-ul acesta, dar bă, se merită, chiar se merită să joci numai pentru operatorul ăsta, pentru că în viitor va fi OG. Și na, celălalt e șmecher de la Lucky Spin, chiar e șmecher la roata norocoasă, dar
e cu bani, trebuie să bagi foarte mulți bani, așa că mai bine te joci aici. Durează nu chiar mult, eu sunt la tier, la ce tier sunt eu, mă? Ia, sunt la tier 7. Am început acum câteva zile să mă joc, vreo 3 zile cam așa, bă, dar se merită, credeți-mă că se merită, operatorul ăsta chiar merită. Bineînțeles că sunt de acord cu voi, nu e cine știe ce la design, dar bă, în viitor, v-am zis, o să fie OG. Sunt curios dacă în PES-ul viitor va mai adăuga alt operator, am văzut operator și pe fată, deci la teroriști. Deci bă, chiar o să fie șmecher, eu sunt chiar foarte entuziasmat pentru update-ul acesta, mai ales grafica din joc acum, de joci la gameplay, bă, arată mult prea bine, mai colorat, nu mai e atât de întunecat, e ce trebuie. Poate 2024 spre 2025, critical o să reînvie, cine știe, eu sper, Doamne ajută. Și la tier 26, 27, 28 și 29 avem credite. Bineînțeles că aici, în locul ăsta, trebuia să avem 100 de credite, iar cele 100 de credite au fost mutate fix în locul acesta. Nu e absolut nicio problemă. Bă, șmecher, chiar foarte șmecher. Nota mea pentru PES-ul acesta este un 8. Da, eu zic că un 8 merită lejer, n-am mai dat de mult un 8 la un PES. Și bă, n-am mai fost de mult atât de entuziasmat, bă, dar de foarte mult timp n-am mai fost atât de entuziasmat la un PES de genul. Operatorul ăsta merită toți banii, deci jucați-vă, neapărat trebuie să vă jucați, mă joc și eu misiunile. Mă băiesc, cam ăsta este PES-ul, acesta este și Lucky Spin-ul, aici iteme cam meh, ăsta nu merită tier 6, dar operatorul ăsta... nu merită toți banii, e șmecher, dar e scump. În general, Lucky Spin-urile sunt scumpe și de asta nu prea merită, dar bă, aici se merită. PES-ul ăsta, sezonul acesta, e ce trebuie, credeți-mă, chiar e ce trebuie. Bun, mă băieți, cam ăsta a fost și episodul, scuzați-mă pentru vocea pe care o am, sunt puțin răcit, puțin bolnăvier și eu, asta este. În fine, ne revenim cu forțe proaspete. Acesta a fost și episodul, sper că v-a plăcut. Eu am fost Alex, iar noi ne auzim data viitoare cu un nou episod. Jucați-vă că merită. Salut!